Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la Proiecte Diverse DIY Mai facem un filmuleț în care delirăm mistic Pe baza istoriei Să zicem așa A se sesiza ironia din clipul de față Vorbim despre Statele Unite ale Americii Versus România România cu cei mai inteligenți oameni de pe planetă mai deștepți ca cei din SUA, Germania, pe japonezi am depășit de mult. Facem aici ca o comparație. Statele Unite ale Americii, România. Da? Păi, undeva până 1853, se înființează compania Hydraulic Power and Manufacturing Niagara Falls. E compania aia care își schimbă numele la vreo 30 de ani, prin 1883, și care se numește tot. Niagara Falls Company, numai că de data asta e luată de unul George Westinghouse, și care lucra cu un Dobby Talk, pe nume Nicola Tesla, care a dezvoltat un pic curentul alternativ și a reușit să-l transmită la distanțe mari de la 10 km până la 100 de kilometri Dobitocul ăsta de Nicola Tesla a pus sistemul ăsta la punct și prin 1910 electrificase o mare parte din Statele Unite. La noi se inventaseră tot în perioada asta opincile. Pentru că până atunci mergeam de sculți uh, Opincile for folosite până în 1950 Da, Ăștia deja aveau industrie, aveau bla 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 Noi aveam tracțiune băligăroasă uh, Nu vorbim de ce folosea fiecare, ce bla 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 uh, Undeva între 1950 și 1960 au apărut cele mai tari și restrictive norme în SUA celebrul lor normativ NEC care e al tracului și în ziua de azi nu există abatere de la el există abatere, ți-ai pierdut licență la revedere plantezi cartofi din momentul ăla tot în 1950 noi descoperisem cuvântul lambă, că nu eram în stare să-i spunem lampă, da? Era greu, așa îi ziceam, lambă cu gaz. Vorbesc de majoritatea României. Unii aveau curent normal, că avem și noi curent de mult. Da. Vreau să spun așa. Cei mai deștepți oameni de aici vin, din SUA, îl folosesc de cel mai mult timp, la cel mai al dracu nivel, la nivel industrial și comercial, uz, caznic, bla bla bla. Avem și noi un pic de curențel. Undeva aici, în 1960-1970, apar niște tipuri de conexiuni care se numesc wire nuts și care arată așa pentru cei care nu știu. În interior au o parte metalică, zi macro, da? și sunt de diverse dimensiuni pentru 2 conductori, pentru 4 conductori, pentru 6 conductori de diferite mărimi. Ok? Jucăriile astea sunt folosite în Statele Unite conform normei și în ziua de azi. Și sunt super sigure, doar în pur și simplu, doi conductori, 3, 4, 5, 6, 8 și pui o chestie de asta în cap, ăla e tot contactul. Da? De la cea mai avansată națiune din lume. În schimb, la noi, nu mai vorbim de 1950, vorbim de 2019, Vasilică, născut în Lambă, încă folosește cositor. De ce folosește Vasilică cositor? Pentru că Vasilică este mai deștept ca toți imbecilii ăștia din Statele Unite, mai deștept ca Westinghouse, mai deștept ca Tesla, care habar n-aveau că cea mai bună conexiune este pe costitor. Niște proști care și în ziua de azi nu s-au dezvoltat și folosesc porcăriile astea. Niște dobitoci. Abia, abia, în, 2019, abia, abia au ajuns prin anii 60, pe aici, un pic mai târziu, abia au ajuns în spațiu. Abia au ajuns în spațiu, noi încă nu știam să pronunțăm lampă, ziceam lambă, dar ăștia, cu porcările astea de conexiuni, de le zic ei wire nuts, că Vasilica n-ar putea să pronunțe așa ceva, cu astea au ajuns în spațiu, vezi? Și americanii n-au auzit de costitor, nu știu de ce. Probabil Vasilica n-a vrut să le spună și lor, cred că a ținut secret. Cum e ținut secret și free energia lui Tesla. Da? Cam asta a fost ora de istorie ironică alu lui Vasilica Opincaru. Și cu acestea fiind spuse, spectacolul nostru continuă. V-am pupat!